Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje. Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova. Bine v-am regăsit, stimați telespectatori. Suntem și astăzi privilegiați în sensul că plonjăm pe teritoriul literaturii, dar văzută din foarte multe unghiuri, un fel de vibrație specială și vizionare specială, adică va fi poezie, proză, editare, ideea de editare, ideea de a face o copertă de carte cu talent și nu numai cu pasiune, cu implicare, cu perfecționare de fiecare dată. Apoi despre revistă online vom vorbi, despre concursuri literare. Iată câte se pot spune despre ideea de literatură contemporană azi în Timișoara cu invitații mei speciali. E vorba de Daniel Luca, poet, prozator, editor pentru cărți absolut speciale, dar și editorul unei reviste online, organizatorul unor concursuri literare care au și caracter de unicitate, veți vedea, și colegul său, dar nu doar în literatură, poetul Nicolae Toma de la Lugoj, pe care îl știu de foarte multă vreme, de pe vremea taberelor literare, care chiar erau interesante și poate că Nicolae ne va spune câteva cuvinte. Atunci era cunoscut ca o speranță în poezia sau proza inventivă și acum suntem obligați să-l recunoaștem ca un poet de clasă, un poet foarte așezat și cu multă profunzime. Mergea atunci foarte mult pe umor, mergea pe lucruri care aveau o întorsătură neașteptată, mai ales în proza scurtă, și iată cum literatura te poate face să jonglezi cu imaginația și, desigur, cu frazele, cu cuvintele. Bine ați venit! Bine ați venit în emisiune! Un tandem foarte, foarte reușit, să spunem așa, colaborare foarte frumoasă și la editură. Daniel Luca, am uitat să spun că ești și excelent critic literar, având la bază un doctorat bine, foarte bine cotat despre literatura feminină. Literatura periferiei. Așa, a periferiei, dar acolo sunt și niște autoare feminine de multă vreme pe care le-ai descoperit. Deci, scuze și critic literar. Aproape că mi-e și greu să aleg cu ce să încep, pentru că amândoi lucrați la editarea cărților, la selecția textelor, nu mai spun care e procesul lung, că îmi veți spune voi. Să ne oprim totuși la Castrum de Timiș, este editura pe care Daniel Luca o conduce, el a înființat-o, i-a dat un titlu foarte interesant și simbolic. Și câtă vreme are deja editura? Funcționează din 2020. Are deja niște ani. Și dacă am face un calcul sumar, sigur, nu cred că ai făcut contabilizare, cred că treci de câteva sute de titluri. Aproape 200. Aproape 200 de titluri editate. Aproape. Să nu uităm profilul editurii, care e și divers, dar și antrenant pentru tânăra generație. Te las să ne prezinți un pic. Da, editura am înființat-o
în plină pandemie, dar deși primăvara, abia din toamnă am început efectiv să lucrez, pentru că n-am putut să ajung la Biblioteca Națională, unde trebuia să mă duc să semnez. A trebuit să iei actele. Exact, ca să pot să funcționez efectiv. Dar de atunci și până acum, încetul cu încetul am răzbit, zic eu. Ai răzbit, într-adevăr, da. În rândul editorilor și vreau să spun că nu singur, pentru că nu poți fi singur într-o asemenea incursiune. Da. Ceea ce vreau să spun că editura Acasă unde timp îți poartă un nume veche al Timișoarei, la fel ca și revista exact. Timeș. Cine care din stoată... zonă știe, dar exact. E bine să zicem pentru cei exact, care nu da. Știu. Nu ambele cunosc. Sunt denumiri vechi. Am vrut să-i pun numele Timeș și la editură. Nu s-a putut pentru că mi-au spus că se poate confunda cu Temis, care a fost luat numele. Și atunci a rămas, rămas Castrul de Timeș. A doua variantă, exact, Castrul de Timeș. Bine ales. E foarte bine, foarte bine ales. Și ideea de a-ți face o editură a fost mai veche sau a venit așa pe parcurs, că aveai la activ deja un doctorat, aveai niște, eu știu, o cunoștință, să spunem, în literatura română, ca și critic literar, cu volumele Raftul de la Colț. Deja apăruseră vreo 2-3 volume când ai înființat editura? Da, erau două deja apărute, al treilea și al patrulea apărut la editură. Da, la da. Editura al patrulea da. Volum, da. Da. Și? Am colaborat înainte de astea cu alte edituri și bineînțeles că am zis, dar de ce să nu fac și pentru mine chestia asta, dacă tot o fac pentru alții? Ca profil, să auzim cum e editura. Fiecare editură și are profilul ei, desigur. În general, publicăm beletristică, dar nu numai, pentru că am publicat și despre istoria mineritului în Hunedoara o carte, am mai publicat și despre meșteșugare din Lugoj o altă carte. Acum aia mai chiar avem, istorică. Exact, cumva, exact. Mai avem în lucru o altă carte legată de... de școală, mai, nu pot să zic că nici manual, nici ceva la mijloc. Legat de educație, exact. În general. Între probabil. Matematică, da. Limbă, literatură, apar, dar, sigur, primează literatura. Da. Vreau să vorbim despre colecțiile pe care le ai, că ai niște colecții. Da, le-am denumit după pietre prețioase, zice, prețioase și semi-prețioase, că calcit este cea de debut, apoi mai am corindon de proză, cuarț de poezie, obsidian de critică, mai poți am să apatit, și arăți câteva dintre mai ele? Mai am apatit de exemplu, care da. Aici cuprinde din mai multe domenii, psihologie, sociologie. Aha, am, e mai, exact, da, mai, e mai complet. De mai multe lucruri, da. Aceasta este o carte a domnului doctor Dan Cioată, doctorul și Dumnezeu și chirurgul. Foarte interesantă, la limita dintre biserică și chirurgie. Interesant, și medicină, da. Și cea mai recentă, ca să zic așa, este colecția, da. Este o colecție care este doar cele pe format. Cele mai frumoase poezii se numește, da. Era înainte, nu. Aceasta este colecția Autocraz, care preia un pic din formatul celor mai frumoase poezii, dar colecția este Autocraz și este singura dintre aceste colecții bazată doar pe format. Deci ceea ce va cuprinde colecție va fi format așa. Așa, exact, da. E, da, da. Avem o carte de poezie, Dezbrăcaț de timp, o carte de proză, de fapt este o novelă, Anda Mădălina Bușcan și Monica Schmitz. Amândouă sunt de debut. Deci ele nu au mai apărut debut, până acum, da? Da? Sunt tinere, amândouă, cu forță creatoare, așa că le așteptăm. Tocmai asta să am vrut să spun, da? Că foarte mare atenție acorzi, poate este editura profilată, parcă pe așa ceva, tinerei generații, tinerilor care vin în literatură. Și ei ne caută, și noi e adevărat. Ei, da. Publici, aș putea spune că ai autori din toată țara, numai eu câte localități am auzit. Deci ei vă găsesc. Și noi și ei. Atâta timp cât tu stai într-un loc, nu faci nimic. Oricine depășește. Mai ales cărțile trebuie să circule. Și autorii trebuie să și iasă autorii din trebuie cercul cunoscuți. Da. Și de aceea un... Uite, ai spus un lucru foarte important. Atâta timp cât te cantonezi doar într-o limită de
spațiu geografic. Exact. N-ai făcut mare nu, lucru. Nu, ești rupt. De, ești literatura rupt. Trebuie să comunice. Exact, literatura indiferent se face numai pe loc. Facebook sau pe discuții online, pe internet, fără dacă nu socializezi. Pentru că alta este discuția față în față, întâlnirea față în față cu autorul sau cu și telefonic. Da. Vorbim de multe ori la distanțe foarte mari. Mergem la distanțe foarte mergem, mari. Mergem, am văzut că mergeți. Exact. Și toate aceste cărți cu coperți, care mai de care mai interesante, te rog să mai arăți câteva, le face Tomiță, Nicolae Toma. Majoritatea nu te-am ele, știut, da. Nu te-am știut grafician. Te-am prezentat ca autor de proză scurtă, autor de poeme și uite, te-ai, nu știu, chiar te-ai calificat în a realiza coperți de cărți foarte, foarte frumoase. Asta se leagă de imaginația mea și de faptul că eu am scris proză SF. Ai scris proză SF și de acolo. Am făcut parte din cenaclul de science fiction. Și la Timișoara erau două și la Lugoj am condus unul și am avut niște realizări remarcabile. Dar mai ființează la Lugoj? Nu mai ființează. Nu. Și atunci la fiecare carte eu o cer înainte să o văd, să o citesc și după ce o citesc îmi dau drumul la imaginație. Îți imaginezi, da. Imaginație da. Ca... Deci practic înainte de a face cu o copertă ai citit textul. Da. Și asta e foarte mare lucru, că dacă citesc două persoane se mai strecoară, nu? O virgulă, o și văd, repetiție clar. Și practic e colaborare mult, mult mai complexă. Se mai întâmplă mai și să primim pozele de la autori care vor să fie pe copertă acestea. Așa. Două, de exemplu, astea alte două cărți al lui Cristian Paul Mozoru sunt făcute. Să-l vedem, coperta da? Este de Cara Molnar, care a realizat și grafica specifică acestei colecții. Da. Și este bine că există colaborare și discuție, pentru că noi nu dăm drumul la o carte până nu avem acceptul final al autorului. Da, da, exact. Da. Deci dacă ceva nu e bine, mai putem corecta înainte. Dacă ne-a dat acceptul după ce n-am văzut nici noi, nici el, asta este să nu mai întâmplă. Nu mai poți, nu mai dar, poți interveni. Dar e bine sigur. Că până nu își dă cuvânt autorul să dăm drumul, nu facem nimic. Deci nu pornim mai departe. Altfel, da. Într-adevăr, am văzut și atunci când s-a sărbătorit la Casa Bredicenilor ziua editurii Castrum de Times, cu foarte multe volume ai venit și în Serbia când am mers la Vârșeț, într-adevăr, teancuri de cărți au fost aduse și asta ce înseamnă că se scrie încă, se scrie foarte mult. Mă bucur că vin tineri spre noi, acum este un real avantaj acest fapt, pentru că de multe ori se spunea, numai cine mai vine din urmă? Și totuși vin. Și totuși da, vin. Am văzut din, și chiar se și citește. Din toate zonele, și exact. Din zona Ardealului, și din zona de sud, asta m-a interesat și m-a impresionat, că au venit până aici, la Timișoara, cărțile. Lansările se fac acolo la ei de obicei și știu că participați amândoi din când în când. Da, de obicei, dacă nu putem, măcar unul din noi ne reprezintă. Atunci când nu se poate, nu se poate, dar de regulă, cel puțin unul mergeți, dintre voi unul merge, dintre da, voi merge puțin, da. Revenind la copertă, la lectură, Tomiță, lucru foarte, foarte important și chiar putem spune că acum ești calificat pentru văd coperți. Că pe zi ce trece tot mai bune sunt și accept autorii chiar unele propune din prima dată, nu mai zice că mai vrea altfel. Deci colaborați cu el, îi trimiteți, da, sigur, vede... Pe asta e cea mai mare, cred că, calitatea noastră, colaborăm. Avem discuții directe cu ei și propunem și discutăm. Foarte frumos, chiar propunem da. Și un loc unde ne se pare textul mai ne la locul lui, trebuie să... Pentru că, în primul rând, o editură are un factor de formare și e foarte important acest lucru. Și noi avem o mare, ținem foarte mult la valori. Și aceste valori, de-aia am înființat colecțiile. Ah, cu da. Sinceritate vă spun, avem și carte care nu am pus-o la nicio colecție. Bord. Am trebuie înțeles. Să și trăim. Deci, ca să intri într-o colecție, trebuie într-adevăr să treci anumite
praguri și exigențe. Ai o valoare... Adevărat, da. Da. A fi o avelare afirmată de unii critici sau nu știu ce, poți să... Deci nu intră în colecție chiar oricine. Și dacă e debutant, zice mersi că a debutat. Are și cu timpul de are, debut, da, specific, are specificarea de debutant. Și acum am fost peste tot în țara asta, am fost în zona Năsăudului, unde am fost primiți ca niște prinți, nu data, invitați de onoare la ședința Astra. Atunci am fost la Groșii Țibleșului, lângă, la poale Munțile Țibleșului, o sală de cămin plină la o lansare de carte, la biserică au venit. Mai zi o dată, Țibleș. Da, se simte și o emoție. Nu, dar că să ține minte că e vorba de multe, foarte multe puncte geografice din țară. Și o senzație când s-a terminat lansarea de acolo, toată lumea vorbea să vorbească cu noi, să pună mâna pe noi. Și cine, câte cărți erau lansate acolo, să zicem? Acolo au fost lansate... Erau autori locali. Da, da, este adevărat. Persoana respectivă a scos 3 cărți la noi, dintre care 2 au fost lansate atunci. Așa? Elena Mihorca o cheamă. Și scrie foarte simplu, dar atinge foarte mult. Are darul acesta de a depăși, nu este simplistă, este simplă, dar este poezie simplă, dar nu simplistă. Are darul de a ajunge la cititor. La suflet, da. Dar asta îmi place ce spuneți, că uite, există localități care nu sunt foarte renumite, ca să zic așa, foarte cunoscute, și lumea vine la o lansare de carte în masă, există foarte multe... eu știu, persoane interesate de carte. Asta este un lucru de care cultură, da. Poate nici nu l-ar aștepta cineva, poate nici n-ar crede, nu? Că suntem obișnuiți să auzim doar așa. Nu se citește, suntem ultimii la citit, nu se știe că... Și se dau tot felul de informații într-un fel utile, ceea ce e și adevărat, că dacă citești, ți se dezvoltă nu doar aria cunoștințelor, ci memoria, capacitatea de a comunica, de a interrelaționa și așa mai departe. Se spune că astea nu se prea știu, nu se prea exersează și uite, veniți voi să spuneți că într-o localitate care este mai mult este rurală. De acolo nu se merge mai departe. Deci până acolo vine, nu mai există, că e munte de spate. A, da? Da. Da? Nici măcar telefonie nu există. Nu au nici telefonie. Nici telefonia nu merge prea bine. Nici telefonul nu merge. Da. Pentru că sunt niște văi, munți. Așa. Văi și munți. O vale într-un munte, da. Foarte interesant. Și cartea totuși interesează și ajunge. Un lucru... N-am fost acolo, cred că de 20 sau de 3 ori. Ați fost de 2-3 ori, da? Odată am fost atunci. Nu mai spun de Alba Iulia, de Bistrița, unde știu că acolo ați fost, dar asta deja, hai, e un lucru cunoscut să se facă publicitate. Dar în zona respectivă, într-adevăr, a fost un eveniment. Anul trecut a fost... foarte benefic pentru noi. Toți am luat premii și colaboratorii noștri i-au luat marele premiul la Festivalul Internațional de Poezie George Coșbuc cu această carte. Da, arată-ne-o. Această carte, 10 și... pași spre înțelepciune. 10 pași spre înțelepciune. Când am zis că Nicolae Toma s-a modificat în ceea ce scrie, la asta mă refeream. 10 pași spre înțelepciune este un volum chiar cu înțelepciune creat. Poezie foarte profundă, cu problematică existențială, foarte bine, fără discursivitate, foarte bine notate anumite direcționări care duc spre marile probleme existențiale și care e bine să intre și în poezie, așa crește valoarea unei poezii. Deci, marele premiu George Coșbuc, da, pentru George acest volum. Daniel a luat premiul filialei Uniunii Scriitorilor la critică Timișoara. Ajungem și... Ajungeam, dar e bine că am ajuns așa. Acum cu discuția, da? Tot el a mai avut un succes, o editură, a câștigat premiul, o editură împreună cu o fată, a scris o carte
și ori tipărit o editură, dar spune el mai mult. Da? Mi se pare, în ce zonă a fost? La Pope, la Rafet, la Râmnicu Sărat. La Râmnicu Sărat, asta vreau să spun, o altă localitate, vă închipuiți. Cred că acolo se organizează, sau în zona aia, cred că la Buzău se organizează concursul acela internațional de proză, Voiculescu, Vasile Voiculescu. Deci e o zonă unde sunt cunoscătorii, exigenții ai literaturii. Și cartea a fost premiată. A fost publicată și ca urmare a premiului, da. Și de ulterior a fost premiată și la Siget, cartea respectivă, la Festivalul de Poezie de la Siget. La Festivalul de Poezie? Da. De și ca noutate absolută, tot eu am făcut copertă. Așa, tot eu am făcut copertă. Da, așa, da, e. Suntem obișnuiți să ai coperțile admirativ realizate. Acolo, asta recunosc. Și Daniel Mariș, care la părere... Atunci Daniel Mariș a luat un premiu de critică la Bacău. La Bacău. Da. Domnule, dar ați cuprins toată țara, văd. Ați cucerit toată țara. Încetul cu încet, așa. Cărțile voastre. Bacău, Râmnicu Sărat, localitatea dintre Văi și Munții, Alba Iulia, partea de jos a țării, că știu că... Da, la Roșiori de Vede colaborăm foarte bine cu revista Telormanul Cultural, cu Cristian Gabriel Moraru. Da. Da, și... El a avut acum nu de mult zilele revistei, ziua revistei Telermanul Cultural și am fost amândoi acolo, bineînțeles. Ați fost la zilele revistei? Da. Lipsim și acolo am lansat această carte apărută la noi, Armand de Filipine, care este din Brăila. Cum se numește, de munca? Biblioteci de zăpadă, un titlu metaforic. Biblioteci de zăpadă. Da. Adevăr este al doilea că... volum al autorului respectiv. Vreau să vă spun că arată foarte bine. Mi-a propus coperta. Coperta mi-a propus foarte coperta, frumoasă. Da, este... Semnată? Nicolae Toma? Nu am făcut-o, dar am primit lucrarea de la o fată. A, e o lucrare... Da, am înțeles. Este o lucrare picturală și tu ai făcut doar încadramentul. Exact, da. Care... Nu, că am pus două poze în oglindă. Care se cere, da, da. Ca să corespundă și trebuie dimensiunilor, da, exact. și așa, da. Foarte, foarte frumoasă este această exemplară colaborare. E foarte frumoasă pentru că, în general, arta presupune și un pic de, știu eu, nu vreau să-i zic reticență, dar pot să-i spun invidie sau egoism, sau știi? Și faptul că voi vă completați și mergeți mai departe de atâta vreme, eu zic că este un lucru exemplar și frumos. Haideți să vă spun ce am pățit o altă dată când am mers la Roșiori. Eram într-un compartiment și era o doamnă în fața noastră și noi discutam, ca de obicei, și nu ne mai opream. Și zice, nu vă spărați, vreau să vă întreb, ce neamuri sunteți voi? Erați ca și niște neamuri. Da. Exact așa ne-a perceput. Neamuri, da? Și am zis că nu suntem neamuri. Și a zis, nu se poate. E, neamuri se poate. În literatură. Da. Exact. Da, așa. Dar interesant că eu sunt un personaj exploziv, iar el este mai cumpătat, că el de multe ori când scriu ceva, mă consult cu el și zice că am să-l calm. Și îndrept facem la fel. Da, da, asta este ca să poți să accepți o observație, nu-i așa? Altfel nu merge colaborarea. Cum să nu accepți? Andrei Pleșu mărturisea în prefața volumului Despre Îngeri, un lucru extraordinar, că, deși volumul arată tom, serios, cu un număr impresionant de pagini, a renunțat, atenție, la 300 de pagini și fac paranteza aici precizarea, toate rezultate după un studiu de specialitate pe tema respectivă în biblioteci din Germania, biblioteci citind, lecturând în germană, în bibliotecile noastre și în alte limbi, cărți vechi începând din Evul Mediu până acum, pentru că la sugestia prietenului său, Gabriel Liceanu, acele pagini nu dădeau chiar bine în volumul respectiv, puteau fi folosite în altă parte. Și pe mine m-a impresionat această mărturie. Păi, orgoliile scriitoricești, știți cum sunt, nu acceptă ori o asemenea valoare, că amândoi sunt două valori culturale, orice logic S-ar spune, să accepte sugestia
colegului de breaslă, asta presupune foarte mult, foarte mult. Adică știe ce înseamnă comunicare, încredere în celălalt care are o altă părere și totdeauna două păreri pot fi, chiar dacă par diverse și contradictorie, ele sunt complementare. Și voi asta ați reușit să faceți. O complementaritate. Musai. Acceptând. Nu se multă, poate altfel. Multă, bine spus, multă. Și obligatoriu. Se vede, rezultatele sunt pe măsură. Adevărul este că dincolo de editură, fiecare dintre voi scrie. E critică literară, e poezie, e participare la diverse manifestații și manifestațiuni culturale. Cum reușiți? Asta ne întrebăm și noi. Asta vă întrebați și voi. O prietenă bună de-a noastră care și-a scrie, Iulia Beidac, m-a întrebat: Daniele, de la tine câte ore are ziua? Câte ore are ziua? Da. Frumos spus, dar de adevăr trebuie să ne... Acum trebuie să vă mulțumesc și la romanul meu, Rotirea neamurilor, voi ați făcut contribuția. Chiar și Daniel a avut păreri, dar și Nicolae Toma, și știu că se lucra și la 12 noaptea. Nu. Și după. Nu era o problemă. Da. Nu era o problemă. Adevărul este că chiar nu știu ce o să facem, ne apropiem de saturație, adică va trebui să ne gândim serios, să mai adoptăm pe fiul sau pe fiica mea sau ceva. Să mai adoptăm să ne ajute, pentru că nu mai putem face în curând. Asta, apropo de timp, da, de timp, da. Și aduc ca și argument faptul că există și o revistă online, există, care și asta înseamnă implicare, timp, selecție de materiale, postare. Hai să auzim. Da, revista se cheamă Times, într-adevăr. Este trimestrială. Anul trecut, tocmai din cauza lipsei de timp, am făcut două numere duble, pentru că nu am reușit altfel, n-am avut timp. Dar e doar trimestrială? Mie mi se pare atât de prezentă, încât aveam impresia că e mai... Mai lunară decât așa. Avem cititori și ne bucurăm foarte mult pentru lucrul ăsta și avem oameni care vin pentru prima dată la noi de multe ori. La revistă, exact, da? Exact, la revistă. Și este un lucru bun. Avem și colaborări cu elevi de la școli, avem și cu actori, cu pictori consacrați, pentru că revista este ilustrată cu lucrări. E ilustrată, exact. Am văzut, cu nume importante. Unele importante și unele necunoscute. Deci și trebuie să știi foarte bine, nu, Tomiță? Bazată pe creație. Să știți și un pic de... computer. Deci, fără asta deci nu s-ar putea. Am avut o surpriză la Năsăud, că un prieten nostru, colaborator, a printat-o și mi-a dat-o. A printat-o. Revista, color, mi-a dat-o. Color și cât avea? 300 de pagini, cam așa? Nu, 200 și ceva de pagini. Deci nu este puțin lucru. 200 de pagini, să ținem cont. Nume diferite, iarăși de pe... toată zona țara și nu numai, chiar și cum faceți selecția textelor? Deci selecția, avem colaboratori, nu știu, care lucrăm și la care scot cărți noi, clar, de ce am acceptat să le publicăm și în revistă. Pe lângă aceasta, noi anunțăm de fiecare dată când apare. Nu mai așteptăm materiale pe adresa revistă și vin materiale noi pe adresa revistă. Și apoi le dispecerați pe tematică, pe capitole. Da, le punem pe ștazie. Unii ne întâlnim și ne dau cărți și le găsim foarte interesante. Și le cerem acceptul că fără să le cerem. Și le prezentați, da. Asta e. Am înțeles. Prezentăm și cărțile, adevărat, avem și de recenzi în carte. Și avem acum al lui Gheorghe Secheșan un serial, practic, despre istoria literaturii. De la noi din țară, frumos, foarte interesant. Iarăși un lucru nou să fie un asemenea serial într-o revistă. Da. Asta presupune
continuitate și pentru cei interesați, pentru absolut, cititori, bineînțeles. Da. Deci revista apare trimestrial, asta, da, trimestrial. Să reținem că nu se poate, nu se poate altfel, dar este mult de muncă, deși zici că online, dar are foarte mare impact online fiind, că da, se citește foarte mult și ușor din diverse colțuri ale țării. Legat de reviste, vreau să vă spun că eu, cum am fost în science fiction, am prieteni în toată țara și scriitorul Lucian Merișca din Iași m-a sunat, bă, aveți o revistă, m-ar interesa și pe mine. Și am început să-i publicăm niște eseuri foarte interesante. De la Iași. Da, de la Iași. S-au bucurat. Unde și ei au o sigur presă diversă, da, diversă și... Au, sigur. Dar, așa cum ai spus, dacă ești numai cantonat într-o zonă, nu e destul pentru artă, pentru literatură în cazul de față. Și evoluezi cu fiecare întâlnire pe care o faci. Chiar dacă suntem un grup sau mai mulți, un festival sau nu știu ce, nu trebuie neapărat să te critici. Tu vezi cum scrie, cum scrie celălalt. Eu te completez, pentru că tu ajungi, dacă vrei, într-adevăr, să evoluezi și nu te complaci în locul în care ești, vezi cum se scrie și încerci să evoluezi. Și am văzut cazuri serioase, deci pe care le cunoaștem, care au rulat și ne-au bucurat foarte mult. Da. Extraordinar de, da, deci de mult face schimbul fizică, acesta de părere, așa, e foarte mult așa face. Cum zici, poți învăța și literatura, de fapt, asta este o mișcare permanentă de idei, nu? De imagini, de imaginație și așa și mai departe. Și alte chestii care ne caracterizează pe noi, avem o calitate, ne împrietenim foarte ușor, nu avem treabă, nu ni-s conflictual, nu ne interesează biserici, bisericuțe. Și țin legătura, oamenii când ne văd, se bucură că ne văd. Și noi ne bucurăm să vedem. Și noi la fel. Și deci iarăși ajungem la ideea de comunicare. Da, absolut. Care e esențială, mai ales în zilele noastre. Și au fost situații în care, după un simplu telefon, am simțit nevoia să ne vedem față în față. Pentru că parcă ne cunoșteam de când lumea. Da, și ați colaborat. Exact, da. Așa foarte e. Frumos. O chestie. Foarte, foarte frumos. Asta ce ai spus, că sunteți non-conflictuali, deschiși la idei, păreri, comunicări noi și asta ține și de fire, de structură, de concepție, de exercițiu. La urmare, este un exercițiu de comunicare culturală pe care vi l-ați asumat. Și noi plecăm de la premiza că fiecare își are locul lui, nu ocupă nimeni locul, da? Și da? E clar. Așa. Și atunci de ce să nu deci există fiecare locul? Are loc fiecare, exact. Absolut. Sub soare. Am văzut, mi se pare că este la a doua ediție sau a treia, anunțul legat de un concurs. Este la a patra. A patra ediție. A patra ediție, scuze-mi, a fost anul trecut. Da. Da, de fapt e precizat acolo, a patra. Da, a patra, pentru că este un concurs de debut în poezie. Deci chiar dacă e doar de debut. Doar de debut, dar doar în poezie. Și deci doar dacă în poezie. E publicat în eseuri și asta nu le luăm în considerare, nu le considerăm ca fiind debut. Am în înțeles, debut, am înțeles. Deci nu interesează debutul absolut, interesează debutul în poezie. Și am descoperit iarăși persoane importante cu care chiar am păstrat legătura și alții au mai publicat și chiar a treia carte la noi, Mariana Codran, de exemplu. Apoi, anul trecut, din Folticeniu a fost... Ion Caulea. Da, Ion Caulea. Iarăși o localitate nouă. Exact. Și, și textele... Deja am primit patru texte până acum. Deja când am anunțat concurs. Voi doi le lecturați, mai aveți pe cineva? Avem mai mulți. Facem juriu. Am juriu care lecturează și... Exact. Și selectează. Da. Selectează. Și cel care câștigă e publicat la editură. Publicat, da, cu volumul și suportăm și cheltuielile la festivalul de la Gelarte pe care îl organizăm. Da, da. Da. Ei, am ajuns și la ideea de festival și tabere de creație, pentru că în timpul verii, de fiecare dată, faceți o tabără de la Gelarte. Zero, începând. Gelarte, exact. Organizare, selecție de participanți și așa mai departe. Cazare, nu doar poezie. Exact. Poezia este
Acolo, atunci, la dar momentul... Se citește acolo, indiferent de situație, se citește. Pentru se citește, și la știu, diverse poezie festivale multă, nu bun. S-a citit. Și zi-ne puțin despre acest festival. Da. Tabăra are o configurație deosebită. Se citește poezie într-o carieră de marmură. Într-o carieră de marmură. Da. Deci am avut în seară de carte în carieră. Am avut în seară de carte la furnalul de la... Găvoșdia, că tot confund cu Găvoșdia, că e Găvoșdia. Găvoșdia e la noi. Și la noi e Găvoșdia. Da. Deci astea două localități se tot confundă. Primul furnal automat făcut pe timpul Imperiului, care curgea în Tuna. Primul furnal. Da. Deci nu ce știm noi, Găvoșdia de lângă Caransebeș. Nu, Găvoșdia. Găvoșdia, altă localitate. Da. Lângă Hunedoara, la vreo... Lângă Hunedoara. Ori săpat prin munte un tunel unde venea trenul mic de la Hunedoara se ducea la furnal. Și furnalul e păstrat... Este monument UNESCO, da, dar din vizitatori. Păcate trebuie renovat. Din păcate nu este... Monumentul UNESCO. Dar l-au păstrat. E monumentul UNESCO. Da, este, da. Dar trebuie renovat într-adevăr și prin tot ceea ce facem poate aducem și noi o părticică acolo. Și aduceți, da, aduceți în discuție, exact, aduceți în prezent. Și noi și... Da, da, da. Și Sergiu deci, Sens, care e de-a locului, da. Poezia nu are niciun fel de granițe și opreliști. Nu, și în toată țara ajunge poezia, cartea în general, literatura în general și ceea ce faceți voi, cum o promovați, este într-adevăr admirabil. Admirabil. Și ai pronunțat cuvântul festival. Te las să-l definitivezi. Da, promotorul de fapt este Sergiu Țențu, care a avut ideea, zic, hai să facem ceva. Deci pe lângă tabăra respectivă, da? Nu, e împreună, deci practic se confundă, pentru că suntem noi, dar acțiunile la care participăm sunt deschise publicului, poate să vină oricine. Sunt deschise, da? Da. Și aveți public? Da, să știți că este mai public. Ales în prima zi, că în prima zi de fiecare dată avem la Biserica Greco-Catolică din Ghelari, avem recital de poezie. Toți membrii care da, hai să ne oprim este... puțin, să ne imaginăm. Da. Noi avem aici tot felul de imagini. Asta unele e din sunt... pensiune, da, unde chiar suntem cazați. Chiar de acolo unde fiecare, sunteți, da. În general, primiți, cazați. Exact. Deci în Biserica Greco-Catolică din Ghelari. Da, în fiecare zi a festivalului avem în fiecare zi a festivalului este în un fiecare recital. Prima zi, de fapt. Prima zi a festivalului este un recital de poezie, poetic. Da. Asta e foarte interesant. Da. Da, da. Și apare o magie în timpul recitării de nedescris. De nedescris. Un fel să... Da. O atmosferă mirifică. Extraordinar. Și faptul că vi s-a permis, nu? Că da. Sunteți acolo chemați. Asta e tot o secvență de acolo, înțeleg. Tot la pensiune. Este de la pensiune, da. Da. Câte zile durează? Cât timp? 3 zile? Am început cu 3 zile, dar acum sunt 4. Pentru 4. Că am zis că sunt prea multe acțiuni prea multe și... activități și nu apucăm să ne dezmeticim. Să le rezolvați pe toate. Da. Să le realizați că pe toate. Că tu spăpui să faci în 2 ore un traseu, de ajuns să-l faci în 4 ore de multe ori. Și, a, traseu, și faceți și un traseu turistic. Da. Acum trebuie să precizăm că și aici, la acest... gen de întâlnire specială, poetică, numită festival și numită și tabără, vin poeți, să nu vă așteptați doar din Banat. Nu. Vin din toată țara. Absolut. Și am înțeles anul trecut ele cel puțin... din Galați, eram fotografie prietenul nostru din Galați. Din Galați. Am înțeles anul trecut că nu mai erau locuri. Da. Pe câte solicitări erau, așa? Exact, da. I-am vorbit deja să și cu altă pensiune atunci și pentru cazare, dar în ultimul moment au fost 2 renunțări și atunci exact la momentul potrivit s-a întâmplat că nu... Și da. Selecția cum o faceți? În funcție de valoarea poetului sau cum anume? Nu numai. Că nu numai. Nu numai de valoare, de prietenii, de... Cine dorește să vină, ne contactează, noi anunțăm, se anunță din om în om și cine vrea ne întreabă, mai aveți locuri? Da, mai avem, veniți. Da.
Și... Foarte interesant. Dar majoritatea fac parte din grupul nostru de prieteni. Grupul dacă de nu, prieteni, el încă da. Va fi. Și asta e adevărat. Majoritatea sunt totuși de aici, din zonele noastre, nu? Nu, numai din toată țara. Dar nu e din București, deci nu avem... Deci din... București, Galați... Mai zine niște Galați, localități, Brăila, așa învățăm geografia Bistrița, literară. Brăila, Bistrița, Bistrița, Roșiori. Brăila, care vin unde? La Ghelar, da, în județul Hunedoara, exact. La festivalul da. Și tabăra din, de poezie. Roșiori de Verde de... și acum s-a anunțat și s-a adăugat de anul trecut de la Alexandria. Da. Alexandria se pronunță, da. De la Alexandria. Da. Deci și de la Alexandria vin, din... Foarte interesant. Din Arad. Din Arad, Oradea. Normal, Oradea. Păi va trebui să măriți numărul de, da, păi în mod, de locuri. E clar că o să de la Fetești. Da, și de la de Fetești. La Fetești. Da. De la Fetești vine avem până... în fiecare an de la Fetești, de la prima. De 2 ani. La tabăra organizată prima, de voi. De la 2. Extraordinar. Bravo, da. Vă-o. E un lucru atât de, nu știu, mi se pare entuziasmant, adică colaborarea și comunicarea, repet că așa e adevărul, este atât de dorită, din moment ce vă asaltează solicitați poeți. Nu mai zicem poeți. De cei de-a locului, Deva Hunedoara, e clar că da? Nu mai comentăm acolo. Păi ăștia aducem cu forță. Da? Da, cum să nu. Așa? Da. Bine, este... El e patronul pensiunii, Sergiu Țenț, un om dedicat culturii. Ne spune unde, ce înseamnă fiecare loc pe care vizităm, ce s-a întâmplat. E un om deosebit. Ca un ghid, să exact. Zicem, al, nu? Și, al locurilor. Și ne face și un preț foarte bun pentru tot ceea ce se întâmplă acolo, pentru că noi nu suntem sprijiniți. Aia am vrut să vă întreb, voi nimeni. Nu aveți niciun ajutor nu. Financiar de nicăieri, absolut. Bineînțeles, vă descurcați. Da, uite, Răcășdia, era Costel Simetea din Răcășdia, că n-am vorbit, de Reșița n-am vorbit iar. Da? Da, și ei sunt acolo prezenți. Sunteți prezent. Foarte... Oțelul Roșu. Oțelul Roșu, clar. Dar... Mă grăbesc ca să nu cumva să ne rămână un capitol pe care să nu-l luăm, să nu-l luăm în seamă. Și aș vrea să mă refer și la cenaclul pe care îl conduci și îl conduceți, că nu, și tu te implici să ajuți. Nu e propriu zis un cenaclu, este samovarul literar pe care l-a... Samovarul literar. Da, exact. Deci nu cenaclul, dar cum l-ai numit? Cum să-l numi? Este samovarul literar, exact așa. Este un spațiu în care noi încercăm să prezentăm scriitori. Un spațiu de lectură, vrei să-i spui mai degrabă. Nu neapărat. Și prezentare de carte. Face. Și prezentare de exact. Carte. Lectură a început și întâi, a fost început de domnii... Daniel Vighi și Viorel Marinescu. Da, e adevărat. Și tu ai preluat de la Daniel Vighi. Da, împreună cu Radu Pavel Gheo la un moment dat, dar din păcate Radu Pavel Gheo nu a mai putut să se implice, intervenind tot felul de așa? Lucruri și atunci la propunerea domnului director am preluat eu samovarul și am deschis nu numai către prezentarea de carte, ci și către autori. Pentru că am avut două întâlniri. Una cu cenaclul Anotimul Literar din Lugoș și a doua cu scriitori din Banatul Montan, unde au fost prezenți din Reșița, din Zăvoi. Anina, Oravița. Din Zăvoi, Anina, da. Și a fost foarte important că sunt scriitori foarte buni, neștiuți în zona noastră și nereceptați adevăratelor valoare. Și spațiul în care se exact. Desfășoară este foarte potrivit, foarte frumos, că e biblioteca, sala bibliotecii universitare și într-adevăr invitații sunt onorați acolo de publicul care e invitat și de faptul că există lecturează. Există distanța aceasta care de alte localități, pentru că am fi vrut să facem mai multe, dar și când am avut invitați din Lugo și din Reșița, din Banatul Montan, au fost persoane care s-au înscris inițial și au zis că vor veni, dar au intervenit ceva și n-au putut să vină. Tocmai din cauza distanței, nu pentru că ei n-ar fi vrut. Și ne-au zis, domnule, nu am putut atunci de actă. Se întâmplă, se sigur. Întâmplă. Că... Nu ai ce să faci. Se întâmplă dar, să nu poată veni cineva, dar aveți pe alții invitați deci, și... Dar dintre ei, când am avut 8, 4 au venit.
Și au venit chiar din Banatul Muntan, că da, din cei de lucru se știe toată lumea, da, mai zic. Dar a venit Ion Rășinaru, care este din Anina. A venit Nicolae Preda cu Marian Apostol și Costel Stancu din Reșița, care... Să vii tocmai din, exact, Anina, da, totuși, sunt niște kilometri, nu? Da, sunt. Să străbați sunt. Pentru, și... pentru și de dragul poeziei. Și mă bucur că este văzută și pe net, foarte, are impact pe net. Deci e prezentată mare, Samovarul literar. Dar Samovarul literar, voiai să spui ceva, Nicolae? Da. Deci trebuie neapărat să menționăm faptul că avem o legătură foarte strânsă cu românii din Serbia. Exact. Da. Avem o legătură cu poetul Vasile Barbu, chiar o și scos un volum de poezii la editura noastră și am avut bucuria să-i fac coperta. Să-i faci coperta, așa. Da, el mi-a fost foarte precis, a vrut un peisaj de iarnă cu un singur brad. Asta e poezie la Prățap acolo. Și ai reușit. Și a și scos, și am și scos niște cărți al unor scriitori din Serbia, traduși în limba română, la noi, care au avut mare, mare, mare... Da, succes. Și colaborarea se extinde, că și el organizează un festival de mai ani mult, buni, de ani mulți, da, un festival mai de, multe festival, de poezie la Tibiscus. Da, cu drumul de speech în deosebit, dar da, și altele de, da, recitare. Iar un festival foarte interesant, cel de recitare pentru copii. Poezie. Recital pentru da, copii. Ultima dată au fost 150 de copii de la grădiniță. 150 până... de da, copii? Da, 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 da. La festivalul de poezie. Dar și au fost mulți din România. Și din România. Din România. Timișoara a fost de la două școli, Caransebeș, Reșița, Banloc. Banloc. Deci copii din aceste zone prezenți la festivalul spicelor din Uzdin, coordonat de poetul Vasile Barbu, bine cunoscutul poet Vasile Barbu. Și colaborarea cu voi, știu, este prietenească, este nu doar colaborare așa la nivel de schimb de păreri, chiar vă intersectați în principii, în idei și în organizare. Cred că e, da, da, foarte importantă chestiunea asta. Deci o paletă atât de largă de preocupări determinate de cuvântul scris, stilizat artistic, încât lucrurile merită menționate și luate în seamă. Dar ce ne facem dacă intrăm pe mâna criticului literar Daniel Luca? Are 4 volume intitulate Raftul de la colț, în care sunt prezentate cronici literare ale foarte multor, foarte multor autori. E vorba de 4 volume, e vorba de niște ani de lucru. Cum te poziționezi, ca să nu spun eu, cum te poziționezi tu ca și critic literar? Eu atâta pot să spun că nu este o critică literară care e acidă, nu desfințează. Nu sunt destructiv, într-adevăr. Nu-i destructiv, găsesc, da. Eu încerc să mă transpun în pielea autorului, nu întotdeauna reușesc, e adevărat, și încerc să descoper ce ar fi vrut el să spună. Artistic, exact, da. Exact. De altă dată, bineînțeles, nu sunt de acord cu ce citești și atunci mai spun și ce nu ar fi bine sau ce sau cum. Da, așa, dar într-o formulă mai, exact, mai elegantă. Exact, mai elegant, pentru că așa consider eu că nu pentru trebuie că să distrugi. Pentru că fiecare scriitor, da, consideră că atunci așa a gândit, așa a considerat, așa a scris, își are motivațiile lui. Da. Sigur, de multe ori poate să ia ca un afront, dar autorul în cauză, dar da, nu este vorba de așa ceva. În primul rând îi dai un sfat, practic. E, și l-ai publicat și pe colegul tău de, să zicem, de breaslă, pe poet care a debutat acum la editura ta ca și poet, Petru Hamat, da, un tânăr din Caraș-Severin, care are un masterat strălucitor în Franța, care scrie cronică literară, dar și eseuri foarte bune, recomandat de Simeon Dănilă, un nume. Și hai să-i asta prezentăm cartea da, care i-a apărut acum. Poți să-mi dai să-și da, prezint o nouă apariție editorială la
Castrum de Times, un volum de poezii. Da, format atipic la dorința autorului. Format atipic a doi, cu o copertă blă în ape, ca așa a dorit autorul și a făcut tot ce trebuie Nicolae Toma. Îl felicităm și pe acest nou colaborator, dar și doamna Veronica Balaj a făcut prefața, deci trebuie eu am făcut prefața, ăsta, da, nu se poate să nu spunem. Da, da, de-aia cunosc volumul. N-aș vrea să închei, deși timpul ne presează, fără să auzim un poem. Un poem de la fiecare. Ok. Poftim, Nicolae Toma. Din volumul premiat cu premiul George Coșbuc. Vreau să spun mai două cuvinte înainte. În 2022, Vasile Barbu mi-a scos o carte în limba sârbă. Da. Care a avut mare succes și acum o scot în limba română, o traduc în limba română. Așteptăm. Din 10 pași pentru înțelepciune. Te rog. Așa, o să aleg un poem. Al patrulea pas, primul poem. Nu poate dăinui iubirea când doi oameni dezbinați sunt. Prima povață rostită lângă mare și spusele, apoi un val spălând. Ascultă cum vin păsările și ciugule sămânța zvâlită în zori, până și soarele s-a vestejit, cuprins de dor de rădăcini. Mulțumim și eu să recit Daniel? Două foarte scurte. Primul. Te rog. Am uitat la plecare urechile deschise. Și al doilea, ușa bisericii plânge cu ceară. Mulțumesc. Stimați telespectatori, aceștia au fost invitații noștri din această emisiune. Le mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. Sunt Veronica Balaj, ne întâlnim duminica viitoare la aceeași oră. Și noi mulțumim. Întâmplări culturale, secvențe de teatru, operă, muzică, literatură, reportaje, convorbiri cu personalități artistice, documentare. Vă aștept la Art Nova.